La nivelul județului călăraș, situația generată de răspândirea virusului COVID-19, conform datelor transmise de către reprezentanții DSP călăraș, este următoarea. 727 de persoane se află în carantină la domiciliu, 297 de persoane în izolare la domiciliu, iar 63 de persoane în izolare instituționalizată, acestea fiind internate. De la începutul epidemiei și până în momentul de față la nivelul județului Călărași au fost confirmate pozitiv 6713 persoane. Dintre acestea 499 sunt active în momentul de față. 748 de persoane au fost declarate vindecate. Rata incidenței cumulative COVID-19 la mii de locuitori în județul nostru este în momentul de față de 1,46, iar localitățile cu cea mai mare rata incidenței sunt Ștefan cel Mare cu 4,62, Valea Argovei 4,21 și localitatea Fundeni cu 2,97. Forțele de ordine, constituite din polițiști, jandarmi și polițiști locali, au efectuat în continuare acțiuni privind ordinea și siguranța publică în contextul prevenirii și combaterii răspândirii noului coronavirus, cât și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbuștirbei al județului Călăraș efectuează zilnic acțiuni de informare preventivă în localitățile județului, iar cadrele Inspecției de Prevenire desfășoară activități de îndrumare și control la operatorii economici și instituții publice în vederea respectării măsurilor prevăzute de lege. Călărășenii sunt rugați să respecte măsurile stabilite de autorități și de specialiști în perioada stării de alertă, Dintre care distanțarea fizică, evitarea aglomerațiilor, igienizarea și dezinfectarea frecventă a mâinilor și purtarea mijloacelor de protecție individuală, măsuri necesare pentru protejarea sănătății tuturor. Precizăm că până în momentul de față, la nivelul județului călăraș, au fost vaccinate împotriva COVID-19 1355 de persoane.